Hello, bună de dimineața! Este o dimineață foarte întunecată. Ar trebui să fie o zi foarte frumoasă, pentru că astăzi este eveniment la Bath & Body Works și merg și eu. Și se anunță un eveniment foarte fain de primăvară, dar afară numai primăvară nu e, afară înseamnă toamnă, a orice altceva. Dar merg! M-am gândit și m-am răzgândit de vreo 3 ori cu ce să mă îmbrac. Aveam de gând să-mi iau rochii, aveam de gând să fac o grămadă de chestii, dar e foarte frig. Și așa că am rămas la blugi și pulover, dar am zis să-mi pun un pic de culoare pe mine, că nu strică. Și acum plecăm spre autobuz ca să ajung în timp. Că ideal ar fi să nu întârzi. Mie nu-mi place să întârzi, din contră îmi place să ajung mai devreme și să plec mai devreme dacă se poate. Și să vedem. Poate, dacă am timp, dăm o raită prin mall. Dacă nu, aia e, ne descurcăm. So, see you there. Vă raportez de acolo ce și cum. Deși a fost aglomerat, am ajuns incredibil de bine. Am ajuns cu jumătate de oră mai devreme decât începe evenimentul. Acum să văd unde e magazinul de Bath & Body Works, că nici nu știu pe unde e. N-ar strica și o baie dacă aș găsi să mă spăl pe mâini. Îmi plăcea să mă spăl pe mâini, după ce merg și cu metroul. Îi indica să te speli pe mine. Dar sunt foarte, foarte ok. E frig de muri afară. E genul ăla de toamnă afurisită. Știți, mimurile alea cu decembrie ieși din decembrie ieși din martie. E cam așa ieși. Așa. Dar, da, mă bucur că am ajuns. Așa, aici mi-am adus aminte, cred. Parcă aici era și o farmacie. Ei, parcă. Parcă așa ții minte, cum s-a învățat. Era o farmacie. Investigăm după. Da. Mi-am scris Georgianei să văd dacă vine și ea la eveniment. N-am apucat să scriu înainte. Și dacă vine, cred că e foarte fain. So. Hai că vă țin la curent. Să vedem dacă găsesc baia aia. Baie, 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 baie. Și dacă tot am ajuns mai devreme, avem ocazia să vedeți ce se întâmplă în spatele camerelor când un brand încearcă să-și facă materialul pentru social media. Da? Încă, cum am zis, am ajuns prea devreme. Acolo sunt clienți, o să fie, mă rog, ceva. Și vor să facă și materiale, bineînțeles, pentru social media. Și foarte simpatic așa să-i vezi în spate cum se organizează acolo, e toată echipa și foarte fain. Sunt multe flori, e foarte interesant. Evenimentul s-a terminat de când lumea, mă rog, ăla vine că... stai cât am stat acolo. După care am luat-o pe Georgiana și am mers la cafea. Georgiana de la Shipping West, pentru cine nu știe despre cine vorbesc. Și am mers la... și am vorbit. Deci de la, cred că 11 fără ceva, până acum că e 1, mi-am stat la cafea și am vorbit. Efectiv am vorbit, cred că mi-am consumat tot ăsta de... toată energia de vorbit pentru toată săptămâna viitoare. Pentru că e super dulce. N-am filmat-o, nu i-am zis nimic, dar e super, super dulce și super simpatică. Și am povestit și de urgenți, și de bârfe, de industrie, și de toate. De absolut tot ce am putut să povestim, am povestit. Că, v-am zis, eu una n-am simțit când a trecut timpul. Georgi, dacă te uiți și te-am chinuit, I'm sorry. Așa. Zi. Și acum mai plimb puțin pe aici prin mall. Vreau să văd dacă găsesc un DM ceva și eu o iau spre casă, ușor, ușor.
Hello, I'm back. M-am întors de câteva ore, sunt acasă, dar n-am apucat să vorbesc cu voi, fiindcă am rămas cu fără baterii, fără toate cele. Și în plus de asta m-am trezit cu o surpriză din partea lui Woody, care nu se simte tocmai bine și îmi fac griji pentru ea. Are o rână la gură, dar nu pot să văd despre ce e vorba. Nu știu dacă s-a tăiat, s-a zgâriat, s-a lovit, ce s-a întâmplat. Nici dacă e umflată, nu mă lasă. Și trebuie să... Nu pot să o țin acum, trebuie să fac cumva să o țină cineva și eu să verific și nu pot. Acum e seară și nu pot și am tot stat pe lângă ea și am îngheiat-o și am pupat-o și am așa și nu se simte deloc bine. E așa foarte bleagă și doarme și nu vrea să mănânce și mi se rupe sufletul că nu mai pot. Așa, dar o să stau cu ochii pe ea în seara asta. Și plus de asta n-am avut baterie, am venit, am mâncat, așa. Am fost, cum ziceam, la evenimentul Bath & Body Works. A fost evenimentul de deschidere a magazinului Bath & Body Works din Sun Plaza, pentru că acolo nu era. Și a fost foarte frumos. Am cunoscut-o pe Andreea Filip, care este PR-ul celor de la Bath & Body Works, care este o tipă absolut minunată. Chiar mă bucur foarte, foarte tare. Mă gândeam la treaba asta în timp ce veneam de pe autobuz, că... E foarte fain să vezi că în industria asta mai sunt și PR foarte mișto, pentru că, da, așa, și mă bucur foarte mult că am cunoscut-o, e foarte simpatică și o să ne mai vedem și săptămâna viitoare, pentru că mai avem treabă și săptămâna viitoare, să se mai întâmple ceva interesant săptămâna viitoare, stați pe aproape, și, da, a fost, na, evenimentul de deschidere al magazinului, multă lume acolo venită. Magazinul, cum îl știți, în general la Bath & Body Works, destul de micuț, destul de strâmt, n-am reușit să... Am filmat pe acolo, am văzut colecția de primăvară, foarte drăguță. După care am mers cu Georgiana, cu și King Quest, am mers la o cafea și am povestit și am uitat, cel puțin pe mine m-a uitat Dumnezeu acolo, i-am și zis, după ce am plecat, mi-am dat seama cât am ținut-o pe săraca fată, zic, Georgie, nu mă omorâ, nu te supăra pe mine, dar zic, eu am uitat, că nu, a trecut timpul, adică mi-a plăcut atât de mult să stau de vorbă cu ea, încât mi-am simțit când a trecut timpul și că m-am uitat, că am filmat după ce ne a plecat. Când am văzut cât e ceasul, zic, vai săraca femeie, zic, ce-o fi zicând de mine, zic, așa. Dar, da, mi-a plăcut să stau de vorbă. Asta este, da. Așa, după aia am trecut puțin prin DM pentru că aveam nevoie urgent de ceva și... Hai să vă arăt prima dată cu ce am plecat de la Bath & Body Works, pentru că am primit și un goodie bag, ca cum se face de altfel la evenimente. Am plecat și cu un goodie bag. Foarte drăguț. Câteva produse din colecția nouă de primăvară și ăsta este un parfum de corp, să zicem. A Thousand Wishes se numește și are un miros fructato-floral, așa l-am simțit în magazin, că asta era și de... Unde-i mă ăla? Aici. Haide! Da, e ceva foarte, foarte floral, așa și foarte fructat. Interesant, este parfumul meu foarte, foarte vesel. Așa miros ai cumva magazinul. Nu știu că au dat multe persoane cu ăsta, dar miroase interesant. După aceea, un alt produs din gama nouă, o gamă nouă de altfel, care avea și un parfum, l-am pozat, nu știu dacă l-am pus și în video, care este foarte parfumat, se numește... Stați că pe ăsta nu vi l-am arătat efectiv, așa că uitați-l. Așa, Thousand Wishes, așa arată asta. Nu știu să vă zic ce miroase. Are un miros fructat și floral în același timp. Nu pot să identific. Și asta este din gama Luminous. Luminous by Bath & Body Works. Și asta ce e? Daily Body Lotion. Așa. Așa arată. Stați că am și... Asta, ring light-ul, ca să mă vedeți că lumina e destul de slabă. Și asta este un... ceva mai parfumat, are un parfum ceva mai intens, așa, duce a miroase a un parfum, a parfum. Miroase a ceva parfum, dar n-aș putea să vă identific, să zic, spre bacara ruj, parcă în zona aia, ceva, n-aș băga mâna în foc, dar parcă în direcția aia miroase. Miroase foarte bine și
Am văzut că loțiunile astea sunt destul de interesante. Mi s-au părut interesante în magazin. Ăsta îmi place foarte, foarte clădare. Dintre toate gamele pe care le-am mirosit, asta mi-a plăcut cel mai mult. Era la intrare și mi s-a părut fresh și lejeră și mi se pare ceva perfect pentru vară. Chasing Fire Lives. Ce e aia? Ce e Fire Lives-ul? Trebuie să caut, că nu știu. Deci miroase. Ăsta. Este un miros ușor a verde. Știți că eu am denumire de miros a verde. Pentru ceva verde. Dar în același timp are ceva așa, un iz de parfum sofisticat așa. Îmi place foarte, e ceva foarte lejer, foarte discret așa. Ăsta mi-a plăcut foarte tare, mi-a plăcut și lumânarea. Din păcate, lumânările lor au ulei de parafină. Nu toate, dar încă mai au ulei de parafină. Aștept să intre și ei pe trendul fără ulei de parafină. Please, fă ceva minuni. Pentru că asta miroase foarte bine. Și mi-a mai plăcut o lumânare de acolo. Mamă, deci asta miroase senzațional. Angelul ăsta de duș. Așa. Și un săpun din acela lichid de mâini care face spumă. Ăsta e Mahon Teakwood. Ăsta cred că e mai masculin sau ceva mai greu, așa. Pe ăsta chiar nici nu l-am simțit. Da, da, e mai bărbătesc așa. Da, nu mă deranjează mirosul. Chiar miroase super bine. Miroase chiar foarte fain. Aha, și plus că face spumă. Îmi plac săpunurile astea care fac spumă, nu știu de ce. Se consumă foarte repede, nu sunt neapărat cele mai practice, câteodată am senzația că nici nu prea spală bine, din experiența mea, dar parcă totuși îmi plac, nu știu, n-aș putea să vă explic. Și mai avem aici un Vanilla Butter Cream, o cremă de mâini cu vanilie. Foarte interesantă și asta. N-am mirosit-o, n-am desfăcut-o. Miroase vanilie, super gurman. Da, foarte faine. Mulțumim, Bath & Body Works. Și mult succes cu noul magazin, ce să spunem. Hopefully o să fie fain. Și Doamne ajută la niște lumânări fără ulei de parafină. Doamne ajută. Da. Așa, după aia am fost în DM. Pentru că două chestii urgente. De fapt, trei urgente și le-am rezolvat pe toate trei. Unu, n-aveam anticearcăn și până la urmă l-am recumpărat pe ăsta de la Maybelline, The Eraser. Am luat 01, nici nu mai știu ce număr am avut, ce nuanță am avut. Nu mai știu dacă e deschis sau închis pentru mine. Habar n-am, nu erau testere ca să-l testez. Era și în DM, era o hărmălaie generală foarte aglomerată, în ciuda faptului că era vineri la ora, ce oră era? 11, 12, nu știu, când a fost eu în IEM, era deja ora aproape 2. Așa, dar foarte aglomerat pe acolo. Cred că au plecat toate femeile mai repede. Haide, mă! Te desfaci, că am scos cociu. Nu, mai are unul. Stați așa, stați că mă bat. Așa. Nici nu știu, again, nu știu dacă este prea deschis, prea închis. Am vrut ceva care să fie relativ asemănător cu pielea mea. Așa. Nici prea deschis, nici prea închis. Să fie undeva pe acolo. Și cred că l-am nimerit. Da, așa, nu. Până se umple burețelul ăsta. Mă gândeam să iau fondul de ten, că am văzut că au relansat. Cred că e a treia oară când relansează fondul de ten din gama asta sau ceva similar cu asta. E deschis. Deci e bine. O să-l folosesc ca iluminator. Bun, l-am luat 01, că am zis că dacă e prea închis, îl folosesc pentru contouring, dacă e ca pielea mea, îl folosesc ca spot treatment și dacă e prea deschis, îl folosesc ca anticearcăn. Și după aia mă orientez în funcție de numere. Și am înțeles, acum am înțeles. Bun, deci anticearcăn. Am nevoie de un fond de ten, că mi se termină și am zis că l-am tot văzut și pe la voi, și voi mi-ați recomandat și pe la alte fete. Am tot văzut ăsta de la Catrice. Cred că și Eugenia mi-a zis de el. Parcă și când îl cumpărase și el. Tinted Serum. Ăsta de la Catrice. Așa. Parcă și ea și l-a cumpărat și mi-a zis ceva de el. Nu mai țin minte. L-am luat în nuanța 040.
Și din ce știu eu, cred că e cea mai închisă nuanță și o să mă întrebați ce ai, de ce. Pentru că sunt toate foarte deschise. M-am uitat pe sticluțe și acum nu știu cât corespund, cât de bine se vede, dar toate mi s-au părut super deschise și fondul ăsta de ten pe care l-am eu și așa e foarte deschis. Cred că o să fie perfect. Cred că o să fie bun. Așa, că eu am mai avut de la Catrice fondurile alea de ten și toate erau prea deschise. Și cred că ăsta o să fie perfect. Așa, și este luminos așa și are un finish foarte fain. N-are el acoperire mare din ce văd, dar e finish-ul fain. Și a zis să-l încerc și eu. Și vreau ceva lejer, să nu fie ceva care să încarce foarte tare tenul, doar așa ceva cât să uniformizeze tenul și... Ah, da. Și apoi o mascara de la Rimmel London. De data asta am luat o pasta de la Rimmel London. Băi, fetelor, we need to talk, că voiam să vă zic chestia asta deja de câteva săptămâni. We need to talk pentru că e o problemă. În ultimii 2 ani n-am mai găsit o mascara care să nu mi se cearnă, care să nu-mi curgă sau care să nu creeze probleme la demachiere. De obicei se întâmplă toate trei. Vorbim și cu Pebbles și Pebbles oricum era sensibilă și are niște sensibilități și niște probleme ale ei și, mă rog, am zis eu tot timpul că e ea pe altă planetă și nu se, niciodată nu se intră în rândul lumii, știți? Am zis că problema e la ea. Dar de 2 ani încoace, efectiv, nu mai găsesc o mascara care să funcționeze, care să fie bună. Și o întrebam și pe Georgiana, bineînțeles că dacă am prins-o, am întrebat-o, numai că ea nu prea să mai dea cu mascara, which is amazing. Pentru ea, dar nu pentru mine, așa. Și încă, efectiv, nu mai găsesc mascara care să... Și asta, de exemplu, pe care ți-o dat. Acum sunt dată cu Sky High ăla mov de la Maybelline, pe care l-am de mult timp și pe care trebuie să-l schimb, pentru că știu că e deja vechi și eu îmi schimb mascara cu religiozitate la 3 luni, deci nu rar de tot depășesc 3 luni, când știu că nu l-am folosit foarte mult, dar și atunci, greu. Și asta pentru că, na, v-am mai zis despre mascara și problemele pe care le poate aduce la ochi și eu sunt sătulă de probleme la ochi. Și am încercat și mai scumpe și mai ieftine și pe Pebbles la fel și am încercat să mă corelez și cu ea să zic hai să găsim cumva, tu testezi o mascara și dacă e bună îmi spui. Și nu e bună și atunci nu mai încerc și nicio. Efectiv, problema generală este că se cer. Toate se cer pe aici, pe față, mă trezesc cu ele pe față, cu toate, indiferent de brand, indiferent de tipul de mascara, indiferent, sau mi se întinde pe aici, sau mi se întinde pe aici, chiar dacă mi-aplic fond de ten, asta, pudră, pardon, peste fondul de ten, chiar dacă, nu știu, nu mi-aplic, m-am dat cu mascara fără să mă machiez, zic, mă, poate din cauza fondului de ten, nu. Ideea este că știu că se schimbă formulele, pentru că cu noile legislații care s-au schimbat, cu noua legislație care s-a schimbat, în caz că nu știți, s-a schimbat legislația în domeniul make-up-ului și de la 1 ianuarie au fost interzise niște substanțe sau au fost concentrațiile reduse, admise. Și a fost, nu doar partea asta de make-up, dar și parfumeria a fost afectată. Nu știu, poate ați văzut la Viorisk, a fost la un moment dat o postare că doamna a oprit și n-a mai putut să produc anumite parfumuri din cauză că a trebuit să scoată anumite ingrediente din ele, ingrediente cheie și așa mai departe. Și efectiv, nu mai știu ce să fac în ceea ce privește mascara și dacă aveți idee de vreo mascara bună care nu face chestia asta, spuneți-mi, pentru că eu tot ce am încercat, absolut tot ce am încercat și la recomandare altora, totul mi s-a cernut pe față, totul mi s-a întins și totul n-a rezistat. Deci totul a fost rău. Inclusiv mascara veche, inclusiv niște rimeluri vechi pe care înainte le iubeam și pe ele pe care le-am încercat, acum nu mai sunt bune. Da? Deci am avut din gama aia de Colossal de la Maybelline, alea galbene, și care mi-au plăcut, acum nu mai fac nimic. Deci le-am încercat și nu mai fac nimic. Sunt la fel. Deci asta pentru că s-a schimbat formula și nu e... e o problemă la mine. Am auzit la mai multe persoane, dar și cu Pebbles. Așa, și am luat-o pe asta de la Rimmel London, Thrill Seeker, pentru că pe asta nu încercasem. Și iarăși, cu Rimmel London, într-un timp mie îmi plăceau mascara de la ei, foarte, foarte tare. Uite, și asta are
Pensula, faină. O să o testăm mâine. O începem și o testăm de mâine și vedem ce se întâmplă. Că și la asta s-ar putea să fiu neagră pe la ochi, de la asta. Și știți care e culmea ironiei? Că după ce mi se întinde pe față, am brobonele din alea pe față, după ce mi se întinde pe aici, mă duc seara, încerc să mă demachiez cu apă micelară sau cu demachiant bifa, zic, depinde ce prind prima dată. Mă trezesc a doua zi dimineața cu reziduri de mascara pe la ochi, că nu mi s-a îndepărtat toată. Deși eu am încercat seara să o îndepărtez. Și mă enervează cumplit chestia asta. Și e aiurea. Și de aia, let me know, dacă știți vreo mascara bună care să funcționeze, să nu facă tâmpenia asta și să dea o țâră de volum, că nu trebuie nici să-mi facă false lashes, nu trebuie să-mi facă absolut nimic extraordinar, trebuie doar puțin să-mi înnegrească genele și să le țină curbate și să ne dea o idee de volum, știți? Nu mi se pare că sunt pretențioasă. Da. Și pe lângă asta să nu uităm că prețurile la mascara, cel puțin, au explodat. Deci unele sunt atât de scumpe că stau și mă gândesc de ce aș cumpăra mascara drugstore când pot să mă duc în Sephora. Sau una high-end, știți? Care are prețul aproape similar. De, let me know. Dacă vi se pare că știți o mascara care funcționează, și vă rog frumos, din start, nu-mi spuneți Essence. Nu-mi spuneți Essence, că pentru mine niciodată, nu de acum, niciodată n-a funcționat nicio mascara de la Essence. Doar una a funcționat, pe care știu că mi-a trimis-o Eugenia de la Brăila, când era la Brăila. Și când am recumpărat-o eu, aceeași mascara, n-a mai fost bună. Deci, de la Essence, nu. N-accept propuneri de la Essence. Dacă aveți alte propuneri, cu mare drag le accept și le și încerc, promit să le încerc. Dar, da, nu. E ceva rău de tot cu mascara, la modul că nu se mai face. Nu mai găsești o mascara bună. Și enervant. Era unul din produsele staple pentru mine, adică anticiarcănul și cu mascara sunt staple pentru mine. La restul pot să renunț, dar mascara parcă am nevoie să-mi ridice și mie un pic și mă anticiarcănul ca să mai... Așa. Îl testăm mâine, încercăm mâine, vedem. Mâine și așa o să fie o zi de foc pentru mine. Acum, îmi doresc foarte tare să fac o baie ca să mă încălzesc puțin, pentru că mi-a fost puțin rece când am venit înapoi. Și să stau lângă Udiță, că mi se rupe sufletul de ea când o văd că stă acolo, stă și doarme acolo, stă făcută ghem, nici măcar nu e pe fotoliu aici la ea, pe fotoliu e în pat, pe păturică, am păturică din asta și în pat preventiv pentru așa, și am și o păturică din asta acolo și stă pe păturică aia și stă acolo și mi-e așa milă de ea, mi se rupe sufletul, că e un copil atât de cuminte, ea nu face niciodată rele, în afară de faptul că rupe perdelele. Și cum mă trezește la 3-4 dimineața și că se agață de plasele de țânțari. Mai bine, mai face și ea câte o chestie, dar nu face rele, rele, distrugeri, nu e prea, nu face mizerie, nu strică, nu așa, nu. Mi se rupe sufletul că văd că suferă. Chiar la asta mă gândeam ieri, mă uitam la ea și mă gândeam și ziceam că anul ăsta a început procesul de năpârlire și nu am mai pățit ca anul trecut, pentru că anul trecut, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar în primăvară am avut ceva probleme cu ea, că îi cădea părul la modul smocuri, smocuri și rămăsese cheală. Nu cred că am filmat-o eu, pentru că chiar dacă sunt animale, nu știu dacă ați sesizat, când am avut animalele bolnave sau așa, nu le-am filmat, pentru că eu cred că e o chestie de demnitate. Chiar dacă sunt animale, trebuie să le expui așa sau așa. Și cu scărpinici m-ați întrebat, dar de ce nu-l arăți? Pentru că era într-o stare jalnică în ultima parte a vieții și nu mai aveam ce să-i fac. Adică era clar că nu mai am. Îl ajutam cu pastile, cu vitamine, cu alea, nu funcționa nimic. Și știam că nu. Și arăta rău și încercam să-i dau să mănânce. Oricum, el mânca foarte bine, avea mâncare bună și toate cele, dar ajunsese într-un punct în care organismul lui nu mai ducea și nu era cel mai arătos motan. Știți? Și de-aia nu l-am pus în clipuri și nu și pe zdreanță, dacă vă aduceți aminte, nu l-am pus decât puțin în ultima vreme în clipuri și așa, pentru că mi se pare că au și ei dreptul la demnitate și la respect din partea noastră. Și așa și cu Udi anul trecut. Nu am filmat-o când, nu știu dacă v-am filmat-o când era cheluță. Efectiv, era cheluță, i se vedea pielea albă și stratul ăla subțin scurt de păr de pe piele.
Și am dus-o la doctor, i-a dat un tratament, m-am chinuit îngrozitor cu tratamentul ăla, nu știu cât efect și-a făcut și de-aia ziceam că anul ăsta urmăresc să văd dacă a fost o chestie de năpârlire sau pur și simplu a prins ceva anul trecut. Și văd că acum a năpârlit frumos, n-am mai avut probleme, dar încă nu suntem safe, că încă mai e cazul, încă mai e timp. Dar oricum m-a nebunit, deci aia a început să înnăpârlească de la sfârșitul lui... Cam începutul lui ianuarie, hai să zic cam prin a doua săptămână din februarie. Cam așa am văzut că începe să năpârlească bine, știți? Am văzut că din aia pufoasă care era început să se reducă așa și văd, dădeam smocuri de păr, zic că... Da, asta e viața cu pisică, ce vrei? Trebuie să-ți asumi, adică nu poate să fie totul roz și nu poate să fie totul extraordinar și se mai întâmplă. Face parte din viața cu pisici și, da, maimuțoiul a spus, din fericire, stă pe afară. S-a decis că el vrea afară, așa că numai cu ea am treabă și trebuie să stau tot timpul după ea, că de asta țin și păturica asta. Este extrem de inestetic, arată ca naiba, nu-mi place, dar o țin aici. Dacă ei îi place să stea aici, o las să stea aici, dar să stea pe păturică, nu pe ăla, ca să nu mă umple de păr peste tot, știți, mai ales că ăsta e de catifea și una nouă se pune părul pe... Așa, și da, nu aș vrea, dacă se poate, aș vrea să nu am neam tone de păr aici. Da, și în ultimele săptămâni am tot stat cu aspiratorul și cu toate după ea și chiar mă gândeam, de dimineață mă gândeam că iară e vraiște prin toată casa, pentru că fără să dau prea multe din casă, dar o parte din elementul ăla care e necesar pentru surpriză s-a lucrat în casă, de frigul care a fost ieri. Și e haos aici, deci dacă ați vedea ce e pe lângă mine, vă speriați. Și aia mă gândeam dimineața că parcă se necesită o curățenie de aia. Curățenie de aia de primăvară, țapă, nu s-a așa. Parcă și eu simt nevoia de curățenie de primăvară, știți? Dar se încălzesc, că a venit valul ăsta de rece de aia. Nici n-am mai făcut nimic în grădină în ultimele zile pentru că a fost frig. Crunt. Dar mâine, hopefully mâine, o să fie mai bine. Și o să putem să finalizăm ce avem de finalizat. Doamne ajută. Dacă nu, asta este. În vlogul următor, îmi pare rău. Știu că așteptați, că mi-ați spus că așteptați să vedeți despre ce e vorba, care e surpriza și că stați și nu așteptați, dar mai durează puțin, că da, sunt niște lucruri, o să înțelegeți în momentul în care o să vă explic despre ce e vorba, o să înțelegeți că nu totul depinde de mine, că, da, vedeți ce mi-a făcut, da? Și acum a mai trecut. No, mă duc să fac o baie, să mai mângâi pe Odi și vorbim mâine, cel mai probabil că deja încep să mă lase neuronii, așa simt cum se taie curentul în diferite porțiuni ale creierului meu. Să vorbim mâine. Ceau. Bună de dimineața! Update în ceea ce o privește pe Udi. M-a trezit la 4 și jumătate. Am mâncat. Aseară n-a vrut să mănânce decât foarte puțin. Am mâncat jumătate de pliculeț. Cam atât am mâncat ea odată. Adică e normalul pentru ea. A ieșit afară, s-a întors, iar a ieșit, iar s-a întors. După aia m-a folosit pe post de trecere de pietoni, că trecea numai așa, trecea peste mine. M-am iaunat la un moment dat, că nu mă simțeam. I-am mai dat o jumătate de pliculeț, l-am mâncat și pe ăla. După aia a ieșit afară. Acum e afară, se joacă, cred, sau ceva. Astăzi am reușit să mă uit un pic mai bine la ea. Cred că e mușcată de șoareci, șobolan, ceva. Lucru care e normal, adică la noi e ceva ok, uzual, nu-mi fac griji. O să mă uit să văd dacă e doar puțin umflată, nu e super, super umflată. Dacă o să mă uit să o curăț acolo și dacă progresează problema, vom acționa în consecință. Dacă nu, o să o supraveghez eu. Nu e prima dată când mă întâlnesc cu așa ceva, așa că nu fac probleme. Astăzi am mâncat mărcinici. Făcuți de vecina mea, evident. Foarte buni. Am băut cafea de data asta la ea, cafea. Astăzi a fost o zi specială de cafea. Și acum mă duc afară, pentru că este frig, ce-i drept, dar este mult mai bine decât a fost ieri. Este mult mai luminos și mai bine. Îmi trebuie și un balsam de buze, apropo. Un balsam de buze. Am găsit balsamul de buze, era sub ochii mei. Și mă duc afară să văd ce pot face, pentru că dacă e frig, să văd ce pot face.
Să progresăm cu Dumnezeule, cu planul secret, cu grădina, cu straturile, cu tot, că trebuie să progresăm. Sunt, aici este problema, AA ori 4. AA ori 4 înseamnă 585. N-au niciodată. Parcă erai bolnavă, de ce te tăvălești? De ce te tăvălești dacă ești bolnavă? E happy, mama. E happy, Lu, de ce te sunt sperii așa? Ia, ce cocoată. Oh, ce iubește pe Happy. Să ce iubesc ele. Oh, te cu capul să o iubesc. Miau. Nu iubește pe Happy. Udița, parcă erai bolnavă. De ce te-ai tăvălit toată? Uite, alta care se întinde. Ce faci, mâță? Ai poftim. Așa. Ele sunt foarte bune prietene. Cele mai bune prietene. Besties. Hello. În concluzie și așa deci, a fost cea mai neproductivă, frustrantă zi posibil și în același timp cu o doză mică de productivitate. Ce vreau să zic cu asta? Că astăzi s-a încercat din răsputeri să se termine proiectul magic pentru proiectul secret, să se termine elementele alea esențiale pentru proiectul secret. Nu s-a putut, a durat înfiorător de mult. Doar o parte, după care am apucat de partea a doua, care nu corespunde cu planul. Adică sunt niște chestii acolo care sunt date într-un fel, la niște dimensiuni în cartea tehnică și nu s-a întâmplat. Da, am oprit totul, e totul în stand-by. Dă-te jos de acolo! Ia uitați-o! Dă-te jos! Jos, că-ți mănânc coada! Ce cauți acolo? Păi tu ce crezi că eu am pus-o acolo ca să... Măgăriță mică! Ia uite-te la ea! Ah, da. Ce s-a întâmplat bun în schimb? Am adus pământ aici. Avem pământ, pot să mă apuc să pun arpagic și nu știu ce mai pune pe acolo. Deocamdată arpagic. Și vreau în același timp să fac și stratul numărul 2, adică ăsta din față. Mi-am făcut o cafea ca să mai prind puțină energie și Dumnezeu cum e la... Efectiv, deci a fost deci atât de tare m-am enervat, nici n-aveți idei. Sunt încă în proces de recuperare după toți nervii pe care mi-am făcut. Da, deci n-am mai apucat să fac nimic, să testez, nu am mai apucat să testez nicio mascara, nimic. Udicioțiu este la loc, s-a întors, este bine, a fost doar o alarmă falsă, cred că mai degrabă a fost supărată sau ceva, are o mică julitură aici la buză, dar nu e ceva rău de tot, nu știu exact de la ce, nu-mi dau seama, am încercat să dau cu ceva pe acolo, nu mă lasă, deci
de mâncat că mănâncă, s-a jucat toată ziua, s-a tăvălit prin praf, a fost normal. A fost la program normal astăzi, fără nicio problemă. Ba, din contră, era foarte hotărâtă să prindă toate vrăbiile care au trecut pe la mine prin curte, așa că suntem bine. Deci a fost doar o alarmă falsă, cred. Așa, oricum, stau cu ochii pe ea și în caz că de ceva, da. După ce am pus ceapa, pentru că cred că acolo am filmat ultima dată, m-am apucat să fac rama pentru celălalt strat care va veni în fața celui în care am pus ceapa și am terminat rama aia, dar m-a chinuit că mai aveam un plan să dau și cu lac, măcar rama aia și celelalte scânduri, dar a trebuit să tai o scândură de 1,50 m pe de-a lungul cu fierăstrău și la un moment dat simțeam că nu mai termin. Deci dacă vreți să pedepsiți pe cineva, aduceți-l la mine că trebuie să mai fac o dată operațiunea asta. Și îl pun să taie cu fierăstrău pe de-a lungul o scândură de 1,50 m, nu mai mult. Așa, foarte aiure. Și cred că mi-am sucit și un nerv la spate ceva, că simt așa că nu prea pot să mă plec. Dar îmi revin eu. Cert este că am terminat rama, n-am reușit să o dau cu lac pentru că eram foarte obosită și mi-era foarte, foarte foame pentru că singurul lucru pe care l-am mâncat astăzi a fost acel castron cu măcinici și ce am mai mâncat? Vreo două Ferrero Rocher și cam atât. Aia a fost toată mâncarea mea pe ziua de astăzi și efectiv era lihnită de foame, am zis că mor leșin, dar mi-a făcut să mănânc după și mi-am revenit, am făcut și o baie. Da, din păcate nu se poate termina proiectul secret pentru că, așa cum vă ziceam când am început să vorbesc după masă cu voi, sunt niște chestii care nu sunt conforme cu instrucțiunile, nu se pupă. Apropo de ce vorbeam acum, cred că două clipuri de customer service și toate cele, deci este un coșmar efectiv. Și chiar credeam eu în mintea mea, foarte naivă, care continuă să fie naivă, care ar fi trebuit deja de 10 ani încoace cel puțin să fi învățat lecția asta, chiar credeam că mi-am pus ceva în minte, trec la acțiune și gata. Deci weekendul ăsta credeam că pot să vă spun despre ce e vorba, să am totul finalizat, să vă arăt, să vă fac un tour, să vă explic ce și cum, să vă spun cum am ajuns eu la raționamentul ăsta, dar nu. Deci nu se poate, nu, universul, cine, nu știu, cine își pune tot timpul, își bagă coada și iarăși m-am trezit în punctul în care un lucru simplu s-a complicat, s-a dat peste cap. Deci nu, e ceva de... O să vă explic în momentul. O să ajung la final, cumva, cumva, tot ajung la final, pentru că sunt atât de încăpățânată. Nu știu cum, dar o să ajung la final. Dar îmi lipsește o piesă. Nu sunt niște dimensiuni, sunt niște dimensiuni acolo care nu se potrivesc în niște piese, de niște dimensiuni care nu sunt de dimensiunile corecte, adică nu, sunt random așa făcute. Da, sunt niște, exact ce ziceam, customer service la noi în România, adică aruncăm lucrurile așa și bine că dăm bani și iarăși n-au fost ieftine lucrurile astea, bine că dăm bani și whatever, Dumnezeu cu mila. Da, o să trebuiască să dau niște mail-uri, telefoane, whatever și să văd ce rezolv. Pentru că n-aș vrea să fac retururi, aș vrea să se rezolve situația asta. Fiindcă am nevoie de lucrurile astea și aș avea nevoie să nu fac retururi, știți? Așa și... Da, oricum e sâmbătă seară. Nu o să-mi răspundă nimeni până luni la... Și de-aia, iară mai întârzi cel puțin 4-5 zile de luni încolo. Uf, eram foarte pregătită. Deci aveam toate elementele ca să weekendul ăsta să finalizăm. Nu se poate. Nu se poate. So, I'm sorry, dar mai așteptați. Va trebui să mai așteptați, va trebui să mai... Așa, acum, este foarte târziu pentru mine, care sunt trează de la 4:30. Pentru că m-a târzit Udi la 4:30. V-am zis că mă pregătește pentru ora de primăvară. Mai puțin. La final de martie se schimbă ora și mă pregătește de... Eu o să fiu deja climatizată, deci nu o să am probleme. Așa, am făcut o baie, m-am oleșit foarte tare treaba asta. Așa că o să încheiem vlogul ăsta aici. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat. Sper că n-a fost
boring sau ceva. Sper că în vlogul viitor să vă spun despre ce este vorba. Da, dacă nu, asta este. Vorbim. Vă pup. Mă bucur dacă v-a plăcut clipul. Dați un semn dacă v-a plăcut clipul. Nu uitați să vă abonați și ne vedem în următorul clip. Ciao!